stare de teroare lăsată atunci după cuvintele monseniorului ca o mantie de plumb. Știam deja că multe lucruri nu trebuie spuse, să nu le povestesc la școală. Auzeam zilnic de arestări, aveam un întreg cot ca să vorbim despre liturghie sau despre spovadă. Nu știai în cine să ai încredere. E, în atmosfera aceea, din ce știai că nu e voie, din aceea simțeam mai tare nevoia unei legături cu, accentuez, cu părintele, papa. Mergeam cu mintea, ne rugam pentru el, ne lipeam urechea de radioul din care străbătea mai mult bruiajul programat de securitate, ne bucuram de orice informație care reușea să spargă zidul de beton care părea a ne înconjura ca să nu străbată nimic din afară sau de la noi spre în afară. Și mă întreb dacă astăzi, acum că se poate, că suntem liberi din acest punct de vedere, da? Nu ne-am obișnuit atât de mult cu deschidere, cu posibilitatea de a ține legătura, încât nu ne mai spune foarte mult. Dacă l-am putut urmări pe fericitul Ioan Paul al II-lea în călătoriile sale apostolice, cu gândul, și dacă l-am putut primi la noi în țară, dacă am putut citi ceea ce avea de spus bisericii, dacă astăzi n-avem decât să intrăm pe internet sau într-o librărie, în librăria care trebuie, ca să putem intra în comuniune cu viața bisericii, ca să putem citi ce ne scrie Papa Benedict nouă astăzi, se datorează faptului că oamenii au murit pentru aceasta. Dacă ne dăm seama că mai ales pentru noi, în țările postcomuniste, acel sentire cum eclezia, după vorba celor vechi, adică a gândi, a simți, a trăi în comuniune cu biserica, este și o esențială formă de exercitare a libertății, pentru care s-au jertfit unii ca Monseniorul Ghica.